procesul de achiziții publice s-a constatat următoarele probleme în domeniu. Numai o parte din banii publici trec prin procedura de achiziții publici pentru care trebuie asigurat transparența, adică prin procedurile de achiziții publici prevăzute de legea 96 din 2007, legea privind achizițiile publice, iar majoritatea achizițiilor se fac de către autoritățile publice centrale monitorizate prin procedurile de mică valoare. O altă problemă este că pe site-urile autorităților publice se găsește diferite categorii de informații în domeniul achizițiilor publice, dar ele sunt organizate într-o manieră greu accesibilă pentru a urmări întregul proces de achiziții publice. Mai degrabă se publică anunțurile de desfășurare a achizițiilor publice, pe când puține autorități publică planul anual de achiziții publici și doar o parte din autorități publică rezultatele atribuirii contractelor de achiziții publici către operatorii economici. Procesul de planificare al achizițiilor publice este intransparent în jumătate din autoritățile publice. Această intransparență se manifestă prin faptul că autoritățile nu publică anunțul de intenții în buletinul achizițiilor publice, motivând prin faptul că nu intră în pragul stabilit din lege. Și, cum am menționat, nu publică planul anual al achizițiilor publice pe pagina web a autorității. Rezultatele atribuirii contractelor de achiziții publici sunt parțial intransparente. Publicarea lor se face cu abateri și anume legea prevede că aceste rezultate trebuie publicate pe pagina web a Agenției Achizițiilor Publici și în buletinul achizițiilor publice. Însă, în buletinul achizițiilor publice, ele se publică cu întârziere, începând cu a doua jumătate a anului și continuând încă o jumătate de an în anul următor. În domeniul efectuării auditului extern au fost constatate următoarele probleme: grad foarte redus de transparență și responsabilitate a autorităților publice în realizarea recomandărilor înaintate în adresa autorităților în hotărârile Curții de Conturi. Dacă autoritățile publice au raportat foarte amănunțit despre recomandările înaintate de Curtea de Conturi în adresa lor, deoarece au făcut copy-paste din hotărârile Curții de Conturi, atunci informația despre implementarea acestor recomandări a fost foarte generală sau chiar deloc. Se face impresia că planurile de acțiuni pe care le-au elaborat autoritățile nu sunt accesibile chiar nici pentru angajații autorităților. Excepția a fost doar Ministerul Afacerilor Interne. În rezultat, persoanele din autorități ar trebui sancționate că n-au îndeplinit recomandările Curții de Conturi, dar în practică nu este așa. Deoarece numai două autorități, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, au raportat despre cazuri de sancționare disciplinară a personalului. Celelalte autorități au menționat că nimeni n-a fost sancționat pentru deficiențele depistate de Curtea de Conturi și este o explicație, deoarece conform prevederilor legale, sancțiunile se aplică în termen de până la 6 luni de la săvârșirea faptei. Până are loc auditul extern al Curții de Conturi, el durează până se examinează în cadrul Curții de Conturi și se publică hotărârea, acest termen este depășit. Astfel, nici o persoană niciodată nu poate fi sancționată pentru deficiențele în activitatea sa în legătură cu depistările Curții de Conturi. Procuratura Generală ne-a oferit informații despre 4 cazuri de răspundere penală pe baza deciziilor hotărârii de conturi din anul 2013. Un caz la Ministerul Culturii și 3 cazuri la Ministerul Educației.
Referitor la efectuarea auditului intern, am constatat că într-o treime din autorități nu s-a efectuat nicio misiune de audit intern. Planurile anuale și rapoartele anuale ale activității de audit intern nu se public pe paginile web ale autorităților publice, excepția a fost doar la Ministerul Tineretului și Sportului. Doar unele autorități au inclus o foarte scurtă informație în raportul anual de activitate. Iar autoritățile care nu au efectuat nicio misiune de audit intern nu au nici planuri și respectiv nici rapoarte ale activităților de audit intern. De pe acest slide se poate vedea că o pătrime din... Eu o să arăt pe grafic. Așa. O pătrime din autoritățile publice, iată până aici, mai începând de la scorul 3, se conformează în majoritate integral la prevederile legale. Circa o jumătate din autoritățile publice, de la punctajul 2 și 9 până la 2, se conformează parțial în asigurarea transparenței și responsabilității în gestiunea finanțelor publice. Iar alte opătrimi de autorități, iată, pe această porțiune, practic, se conformează foarte puțin sau chiar deloc la prevederile legale.